Și așa să îi ajute Dumnezeu și pe Elia și pe Tabita și tot așa să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Să rămână iubirea sfântă în fiecare dintre noi. Amin. Dragii mei, noi ne-am ridicat și pentru a ne dezamorți puțin, dar totodată vreau să vă citesc un cuvânt din Scriptură, un singur verset pe care vreau să-l luați ca și un motto al vieții voastre de astăzi înainte, să-l țineți minte și să-l trăiți în fiecare zi. Și acest cuvânt se găsește în Psalmul 33 cu versetul 3 și acest cuvânt e pentru Elia și pentru Tabita, dar totodată și pentru noi toți ceilalți prezenți în această zi aici la bucuria celor doi. Și acest cuvânt zice așa: cântați-i o cântare nouă, faceți să răsune corzile și glasurile voastre. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Dragii mei, mă simt bucuros să fiu și eu parte astăzi la bucuria lui Elia și a lui Tabita. Și o spun încă de la început, mă rog din toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să-și pune Dumnezeu mâna Lui peste ei astăzi și să o mențină așa până la finalul vieții lor. Să rămână Dumnezeul care să le poarte de grijă și care să poată fi văzut în viața lor în fiecare zi. Vreau să mă adresez acum către cele două familii, familia Magda și familia Velcherean, și permiteți-mi să vă spun ceva ce spun la toate nunțile. Vreau să vă apreciez tot efortul pe care l-ați făcut pentru Elia și pentru Tabita. Dumnezeu să vă răsplătească toate rugăciunile înălțate. Să dea Dumnezeu răspuns și binecuvântare la rugăciunile pe care le-ați înălțat pentru cei doi, fiecare în parte. Să vă răsplătească Dumnezeu nopțile nedormite, grija care le-ați purtat-o, îngrijorările pe care vi le-ați făcut ca lor să le fie bine. Și cred că una dintre frumoasele răsplătiri, una dintre ele pe care Dumnezeu dă unor familii care pun tot ceea ce au ei ca ai lor copii să fie crescuți bine înaintea lui Dumnezeu, este să îi vadă într-un astfel de moment extrem de important aici, în casa lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Va binecuvânta Dumnezeu până aici, vă va binecuvânta și de aici pe mai departe, și pe voi, și pe ei. Și îmi doresc din toată inima ca aceasta să se vadă în fiecare zi și în fiecare moment al vieții voastre. Acum, Tabita și Elias, eu am să vă vorbesc vouă, dar să știți că ceea ce vă spun vouă astăzi e valabil și pentru noi toți ceilalți. Așadar, vă provoc pe cei care sunteți deja căsătoriți, dar și pe cei care urmează să vă căsătoriți, să activați atenția dumneavoastră preț de câteva minute și să înțelegem câteva aspecte extrem de importante din Scriptură pentru viața de familie. Vă mai spun ceva, astăzi zâmbetul e gratis. De mâine e pe facturi. Azi e gratis, așadar puteți să zâmbiți și chiar e și indicat să o faceți. Și mai apoi îmi doresc din toată inima ca să vă rămână zâmbetul ăsta până la finalul vieții. Întotdeauna am apreciat așa când văd câte doi bătrânei prin oraș, zâmbindu-și unul la celălalt, ținându-se de mână și plimbându-se așa prin centrul orașului. Îmi doresc ca să puteți să fiți și voi văzuți tot așa, pe la vreo 90 și ceva de ani, voi ziceți amin, să puteți să mai faceți plimbările alea nocturne și să vă aduceți aminte că ați pus în aplicare tot ce v-ați promis înainte de căsătorie. Că perioada asta de prietenie, înainte de căsătorie, e perioada promisiunilor multe. Și el vine și promite, eu o să fiu cel mai excepțional soț. Și el crede. Și la un moment dat promite ea, eu o să fiu cea mai impecabilă soție. Și el crede. Mai apoi le dă Dumnezeu vreo 40-50 de ani împreună ca ei să se poată ține de cuvânt. De astăzi începe o frumoasă aventură în care trebuie să vă țineți de cuvânt la tot ceea ce ați promis până astăzi. Și momentele acestea, bineînțeles că depind de voi cu precădere. Dar
Vreau să încep mesajul meu prin câteva afirmații și să vă spun că eu nu cred că în primul rând familia e locul jlefuirii. Aud de foarte multe ori, familia e locul jlefuirii, ei trebuie să se jlefuiască. De cele mai multe ori aspectul ăsta rămâne neexplicat și la un moment dat oamenii rămân cu ideea că în familie, prin ciocnirile unul de celălalt într-un fel sau în altul, Dumnezeu în felul ăsta vrea să-l jlefuiască pe el și pe ea ca mai apoi să-i poată duce în cer. Eu cred cu tărie că familia și orice familie, în primul rând, trebuie să fie locul armoniei. Iar jlefuirea pe care Dumnezeu o face nu e prin ciocnirea unul de celălalt, ci e prin armonia pe care și unul și celălalt, punându-L pe Dumnezeu în centru, știu să o creeze în fiecare zi. De prea multe ori s-a lăsat ideea că în familie, datorită faptului că sunt multe probleme, datorită faptului că sunt multe provocări, oamenii se ciocnesc, el se ciocnește de ea și ea de el și în felul acesta apar acele șicanări familiare și prin asta, la un moment dat, ca să acoperim cumva lipsa de armonie, am început să zicem că e jlefuirea dintre cei doi. Cred cu tărie că Dumnezeu a inventat familia ca în interiorul familiei armonia divină să rămână de fiecare dată, să fie construită, trăită, simțită și apoi arătată și altora. Pentru că vreau să vă vorbesc astăzi, Elia și Tabita, ce trebuie să faceți ca familia voastră să fie locul armoniei perfecte. Pentru că viața pe care noi o trăim vrând nevrând e pe scena vieții, vrând nevrând oamenii se uită la noi, dacă vreți și soțul și soția, e un artist în familia lui în care joacă rolul. În funcție de cum știi să-ți faci parte a ceea ce se numește familia, e construită puternic, corect, cu armonie sau nu. Dar vrând nevrând și el și ea și orice familie e pe scena vieții, e văzută de toți ceilalți, sârnește, dacă îmi permiteți, cu ghilimele de rigoare, aplauze sau huiduie. E foarte important ca orice soț, orice soție să înțeleagă cât se poate declar că familia e locul armoniei divine, unde Dumnezeu vrea să producă acea armonie impecabilă care să poată fi, încă o dată vă spun, văzută, trăită, simțită și arătată altora. În momentul în care în familie se pierde armonia, în momentul în care în familie se pierde atmosfera dumnezeiască și plină de entuziasm, dragii mei, o spun cu durere, nu rămâne altceva decât chinuială cu certificat roz. Dar în momentul în care omul înțelege că în interiorul familiei trebuie să se simtă armonia divină, când înțelege valoarea armoniei divine, când înțelege că n-ai voie să strici armonia din casă pentru nimic din lumea asta, când înțelegi că singurul care poate să instaleze armonia divină rămâne Dumnezeu, cel care a inventat familia, deja omul se raportează total diferit și la familie și la Dumnezeu. Cât de mult stric armonia din familie cu lucruri ieftine. Și acum o să vă spun un moment în care el strică armonia din familie și un moment în care ea strică armonia din familie, dar pe lângă astea sunt multe, multe, multe altele. Auziți cum strică el armonia din familie, Elea să fugi de asta tare, ascultă-mă bine, vine el acasă, ea săracă, e cu copii, cu mâncare, parcă nu le-au pus chiar toate în ordine, dar noi drept, dar au venit el acasă pentru că e prea încărcat cu toate lucrurile din afară, cu puțină gândire în momentul respectiv, el aruncă următoarea vorbă. Dar ce ai făcut tu astăzi toată ziua? Din momentul ăla s-a instalat dezastru. Auzi cum strică ea armonia din familie. Femeile sunt foarte specialiste în a generaliza totul. Să fugiți de asta, stimate surori, foarte specialiste femeile în a generaliza totul. Și ascultați cum se strică armonia din familie când vine ea și zice, dar tu niciodată, bă, faci de 100 de ori odată, nu faci și zici, dar tu niciodată nu vrei să ieșim împreună, dar tu niciodată nu stai cu copiii, dar tu niciodată nu vrei să pregătești micul, bă, îl pregătești, dar la un moment dat nu îl pregătești.
Și pentru că femeile specialiste ne-a generalizat totul, vorba asta aruncată, dar tu niciodată strică armonia din familie. Oh, pe lângă astea puteți să puneți multe altele. Dar, dragii mei, vreau să rămân în perimetrul Bibliei, pentru că atunci când omul rămâne în perimetrul Bibliei, a Sfintelor Scripturi sau lui Dumnezeu, va putea să construiască o armonie frumoasă. V-am citit versetul ăsta care spune așa: cântați-i o cântare nouă lui Dumnezeu. Adică, familia trebuie să fie locul unde să răsune cântarea nouă către Dumnezeu. Orice cântare cântată frumos produce armonie. Orice armonie pe care o auzi produce o stare de bine. Orice stare de bine produce entuziasm. Și în felul acesta omul trebuie să-și ducă viața înainte cu demnitate. Dar ca să poți să-i cânți lui Dumnezeu cu familia ta o cântare nouă, ceva care să nu se mai fie auzit. Știți ce-mi doresc? Ca familia voastră să fie ceva inedit, dacă vreți, să privească cei din generația asta la voi și să spună: bă, vreau și eu o familie ca așa lui Elea, așa lui Tabita. Vreau și eu o familie armonioasă să vă privească peste 20 de ani și să zică cei care s-au căsătorit poate deodată cu voi, cei care urmează să se căsătorească, să se uite la voi și să spună: vreau și eu să am o familie ca a lor, în care să se simtă armonia divină, în care cântecul divin, dacă vreți, să răsune de fiecare dată, în care Dumnezeu să fie văzut și înălțat și toate lucrurile să fie puse într-o armonie așa cum Dumnezeu o dictează. Pentru asta soțul și soția trebuie să cânte, dacă îmi permiteți, într-un sens figurativ, în fiecare zi, lui Dumnezeu o cântare nouă. Pentru a cânta o cântare, e obligatoriu să o compui. Că nu poți să o cânti dacă nu ai cântarea, trebuie să o ai. Și ca să o ai, trebuie să o compui. Ei, asta înseamnă familia. Ceva care se compune frumos spre gloria și slava lui Dumnezeu. De fapt, asta e familia. Ceva care trebuie să se armonizeze într-un mod impecabil, ca cel care a inventat-o să fie glorificat. Ceva care să rămână închegată până la final, ca cel care a instituit familia să fie de fiecare dată proslăvit. Așadar, voi de astăzi veți începe în familia voastră să compuneți o cântare numită familie. Și aici trebuie să puneți fiecare aportul vostru, dar atenție, ca să poți să compui în viața asta, ca să poți să ai acea cântare a familiei tale care să răsune de fiecare dată frumos și impecabil, trebuie să fiți atenți la câteva aspecte. 1. Fiți foarte atenți. Ca să poți să compui, ce are nevoie un compozitor? De inspirație. Știți de ce multe familii, cântarea lor înaintea lui Dumnezeu e compusă rău și sună fals? Pentru că tare mulți din vremea și din generația noastră nu se mai inspiră de unde trebuie. Că dacă nu te inspiri în ceea ce Dumnezeu a inventat, să compui după planul și dorința lui Dumnezeu, să întărești familia după planul și după dorința lui Dumnezeu, la un moment dat familia va suna fals. Peste 10, peste 20, peste 30 de ani va suna rău. Nu vei putea să stârnești aplauzele celor din jur, dacă îmi permiteți. Ba din potrivă, vor spune alții: bă, ca ăia nu, ca ăia nu vreau. Ca voi să se poată, ca în dreptul vostru să se poată spune ca ei vreau, e obligatoriu să compuneți într-un mod inspirat. Atenție, inspirat de Dumnezeu de fiecare dată. Acum noi, vrând nevrând, oamenii se inspiră. În stânga, în dreapta, se uită ce-a făcut ăia, ce-a făcut ăia, ce face cu tare, ce face cu tare. În momentul în care în viață nu te inspiri de unde trebuie, lucrurile pur și simplu iau razna. Auziți, voi erați foarte mici. Dar era într-o perioadă în România un duc spurcat al telenovelelor. Ascultă-mă bine, știi cât s-or destrăma și s-or distrus? Că toți vreau să arate ca José Armando și să fie iubit ca Betty cea urâtă? Că mulți se inspirau de acolo, se uitau un pic la o scenă și ziceau: uite, așa vreau să arate și familia mea. Și locul lor de inspirare era total greșit, nu era din ceea ce Dumnezeu a clădit. În momentul în care te inspiri de unde nu trebuie, vei compune în familie și ceea ce vei compune se va cânta într-o zi. Auziți ce zice versetul ăsta? Faceți să răsune corzile și glasurile voastre, pentru că vrând nevrând o familie face să răsune în exterior trăirea lor. Vrând nevrând armonia dintre voi, mai devreme sau mai târziu, sau lipsa armoniei dintre voi, mai devreme sau mai târziu, va răsuna într-un fel sau în altul. O, Dumnezeu îi caută pe oamenii care știu să compună în familie frumos, ca
acea familie să fie armonizată de Hristos, ca atunci când răsună vestea despre acea familie, să răsune în așa fel încât Dumnezeu să fie glorificat. Pentru asta, în momentul în care tu și ea începe să compună atmosfera frumoasă din familie, implicându-L pe Dumnezeu, trebuie să se inspire de la Cel care cunoaște cel mai bine cum trebuie să fie familia. Sunt prea mulți care își clădesc familia pe valorile societății tot mai stricate. Sunt prea mulți care se inspiră. Bă, dacă ăla merge bine, că dacă ăla arată bine și desiori doar un putregai îmbrăcat frumos. Singurul care poate să inspire soțul și soția să compună într-un mod impecabil în mijlocul casei lor rămâne Dumnezeu, lăudat să-i fie numele. Și pentru asta omul trebuie să se țină strâns legat de Dumnezeu, ca Dumnezeu să-l inspire. Ascultați ce zice Biblia. V-am ales câteva versete extrem de cunoscute ca voi să puteți să le țineți minte. Ascultați ce zice Biblia. Eu sunt 1:8. Cartea aceasta a legii, cum să mă inspir să compun și eu frumos la mine în familie? Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti și în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Când soțul și soția înțelege că sursa de inspirație pentru orice familie rămâne Hristos și Biblia, acea familie va putea să compună corect. Să știți că Dumnezeu îi caută pe oamenii care în familie se inspiră din Biblie. Care în familie se inspiră din principiile sfinte a lui Dumnezeu. O, Elea și Tabita, ascultați-mă bine. Nu vă luați după cei din jur care aparent arată bine. Înțelegeți că armonia familiei voastre nu stă nici în banii care aveți sau nu aveți, nici în sănătatea care o aveți sau nu o să mai aveți la un moment dat, nici în avuțiile sau în mașinile care le conduce sau le veți conduce. Armonia stă în modul de cum te inspiri, să poți să construiești într-un mod corect. Și cine te învață cum să-ți construiești familia rămâne Hristos prin Biblie. Și zic din toată inima încă o dată, lăudat să fie Domnul pentru asta. Îi caută Dumnezeu pe oameni în generația noastră, care oricum compun. Vrând nevrând familia dumneavoastră scoate niște sunete. Vrând nevrând familia dumneavoastră fredonează o melodie în exterior. Vrând nevrând corzile familiei dumneavoastră răsună și în auzul altora. E foarte important ce răsună. E foarte important ce aud alții, ce văd alții. Cât de impresionantă e atmosfera din casa mea în dreptul altora. Cât de tare se vede Dumnezeu. În momentul în care omul nu se mai inspiră din Scriptură și de la Hristos, va începe să compună fals. Oh, și când începe să sune fals o familie, și când încep lucrurile să o ia razna, și când încep la un moment dat să nu mai știi, la un moment dat urmăream o orchestră care spuneau că au vrut să-i facă o surpriză, un fel de surpriză dirijorului. Era ziua lui de naștere și erau într-un concert mare, foarte mare, era totul regizat, dar pentru dirijor a fost extrem de complicat. Când la un moment dat dirijorul stătea în fața unei orchestre mari, eu am văzut video ăla și dintr-o dată toată lumea a început să cânte fals. Intenționat. Bă, ăsta era stresat. Câteva mii de oameni ascultau concertul dirijat de marele maestru, nu mai știu cum îl chema, și totul suna super fals. O, la un moment dat ăsta era ca și semaforul. Nu mai știa, s-a uitat, le făcea semne, disperat. Niciunul nu se mai uita la el. Fiecare cânta la îndala. Cam mai apoi, la finalul acestui moment, să înceapă să-i cânte la mulți ani și să se schimbe toată atmosfera. Dar preț de câteva momente, toți au luat-o și au deraiat. O, ascultați-mă, dacă nu era un moment regizat și chiar era pe bune, săracul dirijor era grav pentru el și rău. N-avea cum să-i mai pună la linie. N-avea cum să-i mai așeze în partitură. Când nu te inspiri din partitura lui Dumnezeu și vrei... Acum, eu am fost la fanfară. Când eram și eu tânăr și am cântat la fanfară, știți care era strigătul dirijorilor? Toate strigătele dirijorilor, mai ales într-o orchestră și o fanfară, erau următorul. Țineți-vă de partitură, nu mai luați după ureche. Toată lumea o ia după ureche și vrea să arate cum știe el mai bine. Ce floricele știe să facă? Ei, când o iei după ureche, la un moment dat, pentru tine, ți se pare că sună bine, la per general e catastrofă generală. Ei, în momentul în care în familie cineva nu se mai inspiră din partitura lui Dumnezeu, va compune fals. Va spune fals, lucrurilor vor lua pur și simplu razna. De aceea, dragii mei, vreau astăzi să o subliniez cât de tare se poate, pentru că vreau ca familia voastră să fie locul armoniei divine, nu uitați. Atenție de unde vă inspirați.
Biblia trebuie să rămână locul inspirației voastre. Ziceți tare amin. Așa să vă ajute Dumnezeu. Pentru că ascultați, în momentul în care Biblia îți rămâne locul inspirației, auziți ce zice Biblia, Psalmul 34, când îți întorci privirile spre El, ce se întâmplă? În momentul în care soțul știe că trebuie să-și compună armonia în familie, când soția știe că trebuie să compună armonia în familie și se inspiră din Scriptură și apoi își întoarce privirile spre Dumnezeu cu tot ceea ce este ea, cu tot ceea ce este El. Când vine El acasă, vine gata luminat. Ea l-așteaptă gata luminată. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Că atunci când ești un dirijor în fața unei orchestre și toată orchestra aia cântă impecabil și la final stârnește ropote de aplauze, nu o să te simți rușinat, o să te simți bucuros de oamenii pe care ai putut să-i dirigezi, corect? În momentul în care îți întorci fața spre Hristos, tu, Elias, ca și cap al familiei de astăzi, tu, Tabita, ca și cea care trebuie să construiești casa de astăzi, vei putea să construiești armonia divină, care mai apoi nu va putea distruge nimeni și nimic, pentru că Hristos e Cel care își pune amprenta. Dumnezeu să vă ajute. 2. Dacă cineva compune, pe lângă faptul că are nevoie de inspirație, în al doilea rând are nevoie de liniște. Toți compozitorii zic că am nevoie de liniște. Zice, lasă-mă un pic în liniște că trebuie să scriu ceva, trebuie să compun ceva. Ce se luptă diavolul într-un mod cât se poate de puternic este să distrugă liniștea din familie, ca omul să nu mai aibă acea liniște, să fie super agitat. Să fie mereu într-o alergătură de neoprit și ciudată, să fie mereu angrenat în lucruri care au sau poate n-au deloc valoare, dar să nu fie foarte liniștit. Ascultați-mă! Ca armonia să rămână, e obligatoriu să vă inspirați de unde trebuie și în al doilea rând e obligatoriu să trăiți liniștiți. Bă, sunt prea mulți. Prea multe familii în generația asta. Familii de agitați cu acte în regulă. Prea mulți. Prea mulți în care el nu poate să stea de vorbă cu ea și ea nu poate să stea de vorbă cu el. Prea mulți. În care la un moment dat nu se mai pot pune la masă împreună, în care la un moment dat nu se mai pot ruga împreună, în care la un moment dat nu se mai pot pune la marginea patului împreună, că-s prea agitați, sunt prea neliniștiți. O reușit diavolul să distrugă liniștea din casa aia. Pe cum să vină armonia? Și m-am întrebat de ce? De ce în multe case neliniștea domnește? Și ce trebuie să faci ca să domnească liniștea? Ascultați, țineți minte. Psalmul 1:1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Elia, Tabita, țineți minte. Care nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Ferice de oamenii care nu se duc la sfatul celor răi, ferice de oamenii care rămân la sursă, la Biblie, ferice de oamenii care stau sub inspirația divină, că oamenii ăștia vor avea parte de liniște. Știți ce se întâmplă când la un moment dat hoțul merge la furat și chiar dacă i-o reușit, va rămâne foarte neliniștit, că mereu va sta cu stresul, că într-o zi cineva îl va prinde. Știți ce se întâmplă când soțul merge pe calea celor păcătoși, se așează pe scaunul celor bajocoritori, când soția merge pe arătură și pe calea care nu trebuie, vrând nevrând, chiar dacă împachetează frumos, arată acea neliniște care distruge armonia din familie. Să ne păzească Dumnezeu de asta și să ne ajute Domnul să rămâne mereu strânși legați de legea Domnului. Auziți, Proverbe 1:10, țineți minte și versetul ăsta. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigați de ei. Aș putea să personalizez versetul ăsta și pentru Elia și pentru Tabita. Se spune, Elias, dacă niște păcătoși de-a lungul anilor vor vrea să te amăgească, să nu te lași câștiga de ei, că îți vor strica liniștea din casă. Tabita, dacă niște păcătoși vor încerca să te amăgească de-a lungul anilor, să nu te lași câștigată de ei, că îți vor distruge liniștea din casă. Iar mai apoi cântecul familiei voastre va suna fals. O spun cu durere aici. Sunt prea mulți care s-au lăsat amăgiți de societate și de valorile, de non-valorile ei. Păcăliți de unii și de alții prin a lăsa garda jos înaintea lui Dumnezeu în familie. Și-au distrus liniștea și armonia, se târăsc numai și trebuie să meargă înainte ca un câțiva proști de crescut. Nu,
La voi să rămână mereu armonia și liniștea în casa voastră. Pentru asta să nu uitați de cumva diavolul vine să vă amăgească într-un fel sau în altul. Să țineți minte, inspirația divină n-aveți voie să o pierdeți niciodată și știți cum o câștigați? Prin Scriptură și prin fața întoarsă spre Hristos. Că trebuie să rămână armonia și liniștea în fiecare moment al vieții. Auziți? Știți ce face omul când e neliniștit? Se gândește la câțiva psalmi din Biblie care produc liniște. Știți câțiva psalmi din Biblie care atunci când deschizi Biblia și îi citești, bă, prinzi curaj, nu? Te uiți, de exemplu, la psalmul 4-6. Te uiți la psalmul 23, 7-6, 48, 63, 107. Citiți-i dumneavoastră să vedeți ce impecabil încep psalmii ăștia. Și când citești psalmul 4-6, la un moment dat, bă, începi să prinzi curaj. Domnul este sprijinul nostru, apărătorul nostru, scutul nostru, psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Știți de ce mulți citesc psalmii ăștia și nu-i cuprind liniștea? Pentru că uită un principiu prin care vine liniștea. Toți psalmii amintiți de mine și alții în contextul ăsta ai liniștii, dacă nu încep cum vă spun eu, cel puțin au în centru un principiu important și anume, Domnul este. În momentul în care într-o casă Domnul nu mai este, Domnul este păstorul meu, Domnul este sprijinitorul meu, Domnul este scutul și ajutorul meu, în momentul în care Domnul nu mai este, s-a distrus liniștea. Ca să puteți să păstrați liniștea în casa voastră, să nu uitați principiul ăsta. Domnul este. Domnul trebuie să rămână. Domnul trebuie să fie. Dumnezeu să vă ajute. În momentul în care s-a pierdut principiul ăsta, în care Domnul este, poți să citești psalmii din lume, poți să... Ascultați-mă, i-a amăgit diavolul pe prea mulți să scoată pe Dumnezeu din contextul familiei. Și Dumnezeu n-a mai fost. Iar când Dumnezeu n-a mai fost, neliniștea s-a instalat. Și în ultimul rând, știți ce se întâmplă în momentul în care compuneți familia voastră, în familia voastră o cântare sub inspirație divină și păstrați liniștea pe care Dumnezeu o lasă? Aveți parte de beneficiile familiei armonioase. Știți care sunt beneficiile unei familii pline de armonia lui Hristos? Evrei, capitolul 13, cu versetul 5 și 6, am să citesc versetul 5, începând cu partea a doua, ascultați. Pentru tine, Elia și Tabita, care veți compune familia voastră un cântec armonios sub inspirația divină și veți păstra mereu liniștea, ascultați ce vă zice Dumnezeu astăzi. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. O, câte familii n-ar vrea să zică asta? Dar uite că trebuie să compună armonia divină prin inspirație sfântă. Uite că trebuie să-și păstreze liniștea, că n-au voie să o distrugă, mai ales mulți pe lucruri foarte ieftine. În momentul în care armonia divină se așează, pentru că inspirația Bibliei e văzută în viața soțului, a soției, apoi transmisă copiilor, în momentul în care liniștea se așează, pentru că Domnul este de fiecare dată, pentru că omul nu se duce pe calea celor răi și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, când familia ajunge la răscruș de drumuri, familia care cântă cântecul divin în fiecare zi, poate să spună, nici de cum Dumnezeu nu mă va lăsa. Cu niciun chip Dumnezeu nu ne va părăsi. Știți cât e de important în viață să poți să ai parte de această siguranță în familie? Vă spun un lucru care pe mine m-a încredințat încă o dată că e extrem de important ca în familie să rămână armonia divină, că atunci când ești la răscruș de drumuri să ai acea siguranță, Dumnezeu nu o să mă lase. Eu sunt astăzi cu Andreea, cu soția mea și cu Victoria. Victoria e cea mai mică fetița noastră. Venită după 10 ani, chemată, dorită, așteptată, și la un moment dat, când, pentru că viața, v-am spus, azi zâmbetul e gratis, de mâine e altfel. Venită și la un moment dat, după naștere, medicii, vă spun varianta scurtă a poveștii, medicii ne-au spus că Victoria are probleme cu inima. Când Andreea mi-a dat mesajul, eram într-o cafenea în Timișoara cu niște frați, așteptam să pot să intru la Andreea la spital,
Păi prima reacție când vezi un astfel de mesaj pe telefon, ce zici? Mai ales ne-am gândit, eu când am citit mesajul, Alin, doamna doctorul a venit și mi-a spus că Victoria are probleme cu inima, a trebuit să o mute la un cardiolog. Vă imaginați că în mintea mea s-au învârtit un milion de scenarii de ce o să fie, de cum o să fie, de până unde vom ajunge? În următoarele secunde, pentru că de fiecare dată ne-am luptat ca în la noastră casă să rămână Hristos și armonia divină, chiar dacă ne-o costat în fața oamenilor, de fiecare dată ne-am luptat să rămână Hristos în centru și liniștea divină să domnească în casă, acea liniște de care eu aveam nevoie a coborât peste mine. Am primit acea încredințare că Dumnezeu nu ne va lăsa nici de data asta și îi scriu la Andreea un mesaj. Și de data asta Dumnezeu va fi cu noi și nu o să ne lase și va fi totul bine. Și ca să mă asigur că m-a înțeles, am mai scris încă o dată totul și am pus semnul exclamării. După consultul pe care medicii l-au făcut la un alt medic, a venit și ne-a spus că nu se mai vede chiar ce-au văzut ei, dar totuși nu e închis acolo tot ce trebuie să fie închis. Ne-au chemat la 2 luni după naștere la un control. Are numai 2 luni jumate, Victoria, acum vreo 2 săptămâni am fost la control. Stăteam acolo în birou doamnei doctor și eram curios să îi ascult verdictul. Și ea spune așa, nu se mai vede nimic, are o inimă perfectă. Dragii mei, vor veni vremuri în viață când va trebui să te poți agăța de acest verset. Cu niciun chip Hristos nu mă va lăsa. Până în momentul ăla nu uitați. Compuneți armonia prin inspirație divină și păstrați liniștea pe care doar Hristos o poate da. Și aici nici voi, nici noi, nici dumneavoastră să nu ratați aminul. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.